ne va regăsi cu o rețetă nouă. Pui toscan în sos cremos, aromat și delicios. Pe cât de simplu și ușor de pregătit este, pe atât de savuros îl veți găsi. Pieptul de pui fraged și suculent merge de minune cu sosul de smântână cu baby spanac roșii uscate și ketchup dulce, aromat cu usturoi. Aveți nevoie de puține ingrediente, așa că le las afișate aici. La gustul foarte bun al sosului au contribuit ketchupul dulce de la Univer, ce păstrează gustul roșiilor provenite din fermele cu tradiție din Ungaria. Nu conține alergeni, iar banda verde de pe etichetă atestă faptul că produsul nu are aditivi alimentari. Aroma a fost dată de usturoiul Univer, ce conține pulpă de usturoi. Îl folosesc adesea pentru a înlocui căței de usturoi. Am tăiat pieptul de pui pentru a obține bucăți de grosime medie. Am presărat sare, piper proaspăt măcinat și oregano pe ambele părți. Am pus la fiert apă pentru faste. Am tocat o ceapă cât mai mărunt. Am folosit roșii uscate în ulei pe care le-am feliat. Am încins uleiul de măsline și am prăjit pieptul de pui până s-a rumenit ușor pe fiecare parte. Nu l-am gătit excesiv pentru a nu se usca. L-am scos din tigaie, am scurs jumătate din cantitatea de ulei, apoi am sotat ceapa la foc mic până s-a înmuiat. Am adăugat roșiile uscate și le-am gătit în jur de un minut. După acest interval de timp, am pus baby spanacul și l-am călit până s-a înmuiat și și-a micșorat volumul. Am adăugat o linguriță de sos de usturoi Univer cu pulpă de usturoi și două linguri de ketchup dulce fără euri de la Univer. Peste acestea am turnat smântâna de gătit și am adăugat parmezanul ras. Am lăsat la foc foarte mic 2-3 minute, apoi am pus pieptul de pui și am continuat să gătesc încă 3-4 minute. Dacă sosul se îngroașă prea rapid, puteți adăuga 100 de ml de smântână de gătit sau apă. A ieșit o minunăție de pui toscan cu carne fragedă și sos cremos, gustos și aromat. Merge foarte bine cu tagliatele pe post de garnitură. Vă doresc să aveți spor la gătit! Pe curând!